Sunt Ignat Vasilache, deputatul primului parlament, semnătarul declarației de independență, cetățean de onoare a raionului Cimișlia. Vin întotdeauna cu mare bucurie la acest festival, pentru că este un festival național și este un festival de suflet a tuturor cimișlienilor, Festivalul Strugurilor. Deși este cunoscută istoria plaierilor noastre, menite să crească vii din vechime, podgorile cimișliene sunt cunoscute, vinurile noastre și mai cunoscute pentru că trec hotarele pe toate continentele aproape. Și este o mare satisfacție când participăm alături de toți cetățenii, crescătorii de vii, mai ales de alături de podgoreni, participăm la această sărbătoare unde se fac anumite totaluri, unde se pun la cale alte lucruri și alte proiecte minunate și unde conducerea raionului și toți crescătorii de podgori au posibilitatea să comunice cu populația, cu locuitorii raionului Cimișlia. Mă numesc Mihai Greu, fostul șeful secției cultură a Consiliului Raional Cimișlia și de data aceasta eu nu puteam ca să trec cu vederea acest minunat festival pe care în trecut eu am organizat 7 festivaluri, dintre care au rămas mai puțin tere, au rămas numai 2 festivaluri, dar vreau să spun că acest festival este semnificativ prin aceea că la el sunt reprezentanți din mai multe raioane. Sunt și activitatea artist pentru mine e un loc de frunte. Am venit astăzi anume ca să văd la ce nivel se află raionul Cimișlia în modul de a organiza acest festival și altor festivaluri și totodată să văd și nivelul din alte raioane la care sunt martor ocular. Și o să fie mai departe. Așteptăm să vedem. Da, mulțumim! Festivalul Național al Strugurelui, ediția cu numărul 9. Ramura vitivinicolă este considerată strategică pentru economia națională a Republicii Moldova în general, dar pentru ameliorarea sortimentului viței de vie,
inclusiv cu soiuri autohtone și orientarea acesteia spre obținerea unei producții vitivinicole solicitate pe piețele de desfacere în anii 2020-2022 au fost înființate plantații viticole moderne pe o suprafață de 61 de hectare, dintre care soiurile pentru masă pe o suprafață de 22 de hectare. Dragii noștri, astăzi v-am pregătit un spectacol de zile mari, unde cu toții vom explora varietatea gusturilor, unde tradițiile locale vor fi puse în valoare prin muzică, dans și voie bună. Înainte de toate, vă invit să audiem împreună imnul Festivalului Național al Strugurelui, Moldova mea strugure de poamă, în interpretarea solistei Lilia Manaf, versurile imnului Doamna Maria Stoianov. Drapelul festivalului va fi arborat de către domnul Petru Mihov, societatea cu răspundere limitată Teravitis, câștigătorul concursului Strugurile Gigant, ediția din anul 2023. Să-mi
Mulțumim! Dragii noștri, vreau să menționez că Festivalul Național al Strugurelui, ediția cu numărul 9, este organizat de către Consiliul Raional Cimișlia, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, USAID Moldova, Oficiul Național al Viei și Vinului, Asociația Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova și Primăria Orașului Cimișlia. De asemenea, le mulțumim și sponsorilor festivalului care au contribuit la buna organizare și desfășurare a evenimentului și este vorba despre compania Diaschim, Bioprotect, compania Molcel și Starnet. Vă mulțumim! În momentele ce urmează am deosebită plăcere și onoare să invit în scenă alături de mine pe președintele Raionului Cimișlia, domnul Adrian Talmaci, viceprim-ministru, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, domnul Vladimir Bolea, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Dumitru Alaiba. Excelența sa, ambasadorul interimar, extraordinar și plenipotențiar al Americii în Republica Moldova, șeful misiunii USAID Moldova, domnul Jeff Bryan. Excelența sa, ambasadorul extraordinar și plenipotențial al României în Republica Moldova, domnul Cristian Leon Țurcanu. Excelența sa, ambasadorul extraordinar și plenipotențial al Japoniei în Republica Moldova, domnul Yoichiro Yamada. Excelența sa, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Larisa Voloh. Primarul orașului Cimișlia, domnul Sergiu Andronachi. Șeful Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, domnul Veaceslav Ursu. Președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova, domnul Gheorghe Gaberi. Dragii noștri, de asemenea, ne onorează cu prezența și le mulțumim că astăzi ne sunt alături la acest eveniment marcant, în aplauzele dumneavoastră, reprezentanții Consiliului Județean Iași. Reprezentanții Consiliului Județean Covasna. Reprezentanții Consiliului Județean Prahova. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, domnul Ștefan Iamandi. Directorul Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, doamna Victoria Dajuc. Directorul Departamentului Vânzări Corporative Molcel, domnul Andrei Parlikov. Reprezentantul Diaschim, domnul Nicolae Mincu. Directorul Departament Clienți Business Starnet, domnul Iulian Condur. Directorul General Adjunct, Societatea cu Răspundere Limitată Bioprotect, domnul Sergiu Crețu. Președintele Raionului Anenii Noi, domnul Alexandru Moisei. Președintele Raionului Cahul, domnul Pavel Groza. Președintele Raionului Cantemir, domnul Pavel Kulikovski. Președintelui Raionului Călăraș, domnul Nicolae Drăgănel. Președintele Raionului Hâncești, domnul Iurie Levinski. Președintelui Raionului Lova, domnul Nicolae Popa. Președintele Raionului Rezina, domnul Teodor Cuculescu. Președintele Raionului Sângerei, domnul Cristian Cainarian.
președintele raionului Taraclia, domnul Lazar Dermenji. Președintele raionului Comrat, domnul Vadim Ceban. Președintele raionului Ștefan Vodă, doamna Olga Lucian. Președintele raionului Nisporeni, domnul Ion Diavor. Cetățeanului de onoare a raionului Cimișlia, domnul Ignat Vasilache. Cetățeanului de onoare a raionului Cimișlia, domnul Gheorghe Postovanu. Și nu în ultimul rând le aducem mulțumiri pentru că ne onorează cu prezența consilierii raionali și primarii din raionul Cimișlia. Vă mulțumim! Dragii noștri, pentru deschiderea oficială a Festivalului Național al Strugurilor, ediția cu numărul 9, cuvânt se oferă domnului Andrian Talmaci, președintele raionului Cimișlia. Onorați oaspeți, dragi producători, stimați parteneri și vizitatori, am o deosebită onoare să urez un bun venit la cea de-a nouă ediție Festivalul Național al Strugurilor, care deja a devenit o tradiție frumoasă și un simbol al raionului nostru. Astăzi, la Cimișlia, celebrăm strugurile, aducem omagii viticultorilor și împreună ne bucurăm de rodul pământului și tradițiile noastre. Folosindu-mă de ocazie, îi salut și adresez mulțumit producătorilor de struguri prezenți la festival. Voi depuneți multă muncă și suflet în creșterea strugurilor și astfel faceți posibilă această sărbătoare. Sunteți adevărați patrioți, pentru că promovați buna imagine a Republicii Moldova și în întreaga lume. Menționez că doar în 2023 Republica Moldova a exportat în 33 de țări circa 80.000 de tone de strugure de masă și circa peste 70 de milioane de dolari. Totodată le mulțumesc partenerilor și sponsorilor care ne-au sprijinit în organizarea acestei ediții a festivalului. Contribuția voastră este esențială pentru succesul evenimentului, iar sprijinul vostru ne dă încredere că vom crește și dezvolta acest festival de la an la an. În mod special aduc mulțumiri oficialităților atât din țară cât și din străinătate prezente la festival, pentru că au ales să fie alături de noi. Onorați oaspeți, prezența dumneavoastră este un semn al respectului și susținerii pe care dați dovadă raionului nostru. Astăzi vom avea parte și de un bogat program artistic. Vor evolua orchestre de muzică populară și artiști profesioniști, dar și dansatori. În încheiere, vreau să adresez încă o dată mulțumiri celor prezenți, fie că sunteți participanți sau vizitatori. Vă îndemn să sărbătorim strugurile și să dorim viticultorilor mult succes și roade bogate. Vă invit să fiți parte a sărbătorii. Bucurați-vă de această zi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte! Cu mesaj de felicitare, cuvântul se oferă domnului Dumitru Alaiba, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Mulțumesc mult! Bună ziua! În primul rând, dragii noștri producători, suntem aici ca să vă celebrăm munca, să vă celebrăm succesele, ori ele chiar sunt semnificative. O țară atât de mică, chiar acum discutam cu domnul ministru Bolea, o țară atât de mică este pe primul loc la suprafața pe cap de locuitor de viță de vie în hectare. Și după noi, departe pe locul 2, Spania. Deci putem și asta se materializează zi de zi și an de an în afacerile pe care oamenii noștri le conduc și le dezvoltă atât aici, cât și, desigur, pe piața mare europeană, acolo unde ne sunt oportunitățile și acolo unde este deschiderea. Și am demonstrat
atât cu strugurii, cât și cu alte produse derivate din struguri, inclusiv cu care ne mândrim. Am demonstrat că putem, că ne pricepem, am demonstrat că știm să fim, să oferim acea calitate pe care o merită consumatorul european și de acolo a fost doar deschidere. Din vest a fost doar brațe deschise pentru produsele noastre. Am văzut asta nu o singură dată. Acum ne bucurăm de comerț liberalizat, inclusiv la struguri și la alte produse cu Uniunea Europeană. Asta permite fiecăruia din producătorii noștri să aibă acea liniște mentală, dacă vreți, că piață există. Să poată să se concentreze pe calitate, să poată să se concentreze pe investiții, pe dezvoltare și să facă o afacere cinstită, o afacere de succes pe piața europeană. Și într-adevăr, ceea ce am demonstrat noi nu a demonstrat prea multe țări înaintea noastră. În doar 15 ani, noi am reușit să ne reorientăm totalmente comerțul. Vă amintiți foarte bine, 15 ani în urmă, noi vindeam tot ce producea țara asta, se ducea în Rusia CSI. Peste 70% din exporturile noastre mergeau spre est. Păi iată că în anul 2023 noi în Rusia am exportat 3%, ceea ce noi, mă rog, rău, bine, nu contează, însă esența este că noi într-o perioadă atât de scurtă de timp, pentru că pentru o țară 15 ani este foarte puțin, într-o perioadă atât de scurtă de timp, noi ne-am reorientat totalmente exportul și produsele noastre spre alte piețe. Și asta este o reușită, în primul rând, a oamenilor muncitori ai acestei țări, este o reușită a fiecăruia care muncește în Republica Moldova. 65% din totalul exporturilor noastre merg spre Uniunea Europeană, în mare parte spre frații noștri din România, desigur, alte 5% merg spre piețele EFTA, piețele Marii Britanii, SUA, Canada. Deci am reușit această reorientare, inclusiv datorită muncii fiecăruia din oamenii noștri, datorită susținerii partenerilor noștri am fost chiar acum la cortul USAID, cărora le mulțumim foarte mult pentru susținerea pe care am primit-o an de an și desigur că, încă o dată, datorită puterii noastre comune de a ne adapta. Asta este ceea ce întotdeauna am arătat că reușim. Din orice criză, din orice provocare, noi găsim o lecție, noi găsim o ieșire și găsim un mod de a fi mai buni, mai puternici, mai productivi. De aceea, încă o dată, felicitări și să aveți o zi cât mai frumoasă! Mulțumim mult! De asemenea, cuvântul se oferă domnului Vladimir Bolea, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare. Bună ziua la toată lumea! Anul trecut am participat la acest eveniment și făcând vizite la fiecare dintre standurile participanților, m-am gândit că ar fi extraordinar să valorificăm potențialul pe care l-au strugurii de masă ca și produs de export. În consecință, în urma activității Ministerului Agriculturii, la nivel de ONU, în plan global, strugurii de masă sunt produsul care reprezintă Republica Moldova. ONU, în plan global, are un program, o țară, un produs și din 2024 acel produs sunt strugurii de masă. Și am ferma convingere că în următorii ani, datorită calității deosebite a strugurilor, noi vom veni cu produse pe toată piața mondială globală ca să ajungem la fel de renumiți cu strugurii de masă cum suntem cu calitatea vinurilor, merelor, prunelor și al patrulea produs pe care noi îl avem și el este de o calitate pur și simplu excepțională, sunt strugurii de masă. Deci din 2024, pe lângă vin, miere și prună, avem și al patrulea produs, ambasador al Republicii Moldova în plan internațional, vorbim de strugurii de masă. Mulțumesc, cetățeni! Trecem prin perioade destul complicate. Avem război la hotar, al treilea an, secetă, embargouri și cu toate aceste lucruri, economia Republicii Moldova rezistă și agricultorii împreună cu Guvernul Republicii Moldova încearcă să facă față tuturor provocărilor
care se ciocnește economia noastră națională și agricultura Republicii Moldova în mod deosebit. Partea pozitivă că în parcursul nostru de dezvoltare și de dezvoltare a Republicii Moldova avem parteneri adevărați, prieteni adevărați a Republicii Moldova. Și acești parteneri sunt România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Chiar dacă România face parte componentă din Uniunea Europeană, noi vorbim despre un parteneriat în afara oricărui alt tipuri de relații economice, sociale și politice. Vorbim despre o relație bazată pe rudenii, frați, sânge, istorie comună și am ferma convingere ca și istoric și viitor comun. Deci, mulțumați, cetățeni, parteneriatele care le avem noi cu acești trei jucători în plan global mă face să fiu foarte optimist în privința viitorului Republicii Moldova și în privința faptului că noi vom reuși cu brio, cu suportul și susținerea acestor trei mari parteneri și prieteni să ne dezvoltăm și să facem față tuturor intemperiilor. Eu vreau să felicit producătorii de struguri, să le doresc vânzări foarte bune și vreau să vă spun că în 2023 prețul mediu de vânzare la export a unui kilogram de struguri au fost de 90 de cenți, de eurocenți, lucru care nu a mai fost atestat în istoria exportărilor din Republica Moldova. Acest lucru se datorează în exclusivitate faptului că strugurii în marea lor majoritate au mers la export spre piețele din Uniunea Europeană și astăzi ne bucurăm și ne mândrim că în pieți, în magazine, Germania, România, Franța, peste tot vedem struguri și producția din Republica Moldova. Agricultura din Republica Moldova are un viitor extraordinar împreună cu toate popoarele și țările din Uniunea Europeană. La mulți ani, roadă bună și prețuri pe măsura așteptărilor noastre. La mulți ani tuturor producătorilor de struguri. Vă mulțumim! Cuvântul îi se oferă excelenței sale, ambasadorul interimar extraordinar și plenipotențial al Americii în Republica Moldova, șeful misiunii USAID Moldova, domnul Jeff Bryan. Bună ziua! Astăzi este la fel pentru mine a doua oră că am fost aici în anul trecut și eu am vizitat aici. Am fost foarte impresionat de sectorul de producție de struguri și am învățat mult despre provocările pe care confruntați, schimbările de schimb climatic în Moldova, provocările de forță de muncă. Dar, ca a spus domnul ministru Bolia, și eu sunt optimist pentru sectorul. Optimist de ce? Pentru că există răspunsuri pentru provocările pe care confruntați. Provocările nu sunt imposibile. Și cu partenerii de dezvoltare, partenerii ca Statele Unite, Japonia, România, partenerii din UE, aveți partenerii bune. Și împreună putem să ajungem la răspunsuri corecte. De exemplu, Învățământ în irigare, sisteme de irigare, sisteme de producție pergola. Cu acest tip de învățământ, producția și o să mai mult crește și calitatea o să crește. Deci, și conexiune cu piețe globale, piețe în UE, piețe globale, pot la fel crește. Deci, pe scurt, sunt foarte onorat să fiu astăzi aici cu dumneavoastră și eu vă încurajez să întâlniți cu echipa noastră din programul de competitivitate rurală aici prezent și hai să vedem împreună ce putem să facem împreună să sprijinăm sectorul de struguri de masă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult și dumneavoastră! Cuvânt se oferă excelenței sale, ambasadorul extraordinar și plenipotențial al României în Republica Moldova, domnul Cristian Leon Țurcanu. Bună ziua! Sunt foarte bucuros și onorat să mă aflu și în acest an aici la Cimișlia, la Festivalul Strugurelui. Este un festival care, din punctul meu de vedere, nu e doar al strugurelui, este un festival al fiecărui producător,
al fiecărui om care muncește foarte harnic și foarte cinstit să dezvolte această ramură a viticulturii, care este un simbol pentru Republica Moldova și începe să devină un simbol probabil pentru toată Europa. Pentru că au învățat și europenii în sfârșit ce bun sunt strugurii din Republica Moldova. Iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără putere de muncă, dăruire, ghidaj din partea autorităților de la Chișinău, dar în primul rând hărnicia oamenilor care lucrează în acest domeniu. Și, domnule viceprim-ministru, vreau să vă asigur că prietenia și parteneriatul nostru vor continua. Și vor continua, nu doar că vor continua, ci se vor și dezvolta. Iar acest lucru se întâmplă în primul rând pentru că Republica Moldova merită și oamenii de aici merită acest lucru. Viitorul european, perspectiva europeană a Republicii Moldova sunt lucruri care vor contribui cu siguranță la dezvoltarea pe mai departe a întregii economii a Republicii Moldova, nu doar a ramurii viticole, însă acest lucru este un aspect deosebit de important. Încă o dată, mulțumesc mult pentru onoarea de a fi aici alături cu dumneavoastră și vă doresc o sărbătoare foarte frumoasă. Vă mulțumim! De asemenea, cuvântul se oferă excelenței sale, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, domnul Yukiro Yamada. Bună ziua! Minasan, konnichiwa! Ia vorbesc puțin românesc, поэтому позвольте мне относиться к вам по-русски. Спасибо большое городу Чимишлия за очень теплое приглашение. У нас есть очень большая проблема. Япония так далека от Республики Мордовы. Поднимайте, пожалуйста, если вы думаете, что вы точно сможете вот, показать, где находится Япония в атласе. О, да. Как у вас какой народ? Почти все подняли руку. Знаете, Япония – это остров, страна острова, но это не Великобритания. Но, значит, мы так далеко находимся от Республики Мордова, но у нас есть что-то очень общее, которое связывает нас. И я так чувствую здесь, как дома, что вот, извините, пожалуйста, за мое платье, так здесь уже чувствую себя как дома, что я пришел без пиджака. Я поздравляю вас с фестивалем виноградов. Я уже попробовал больше, чем 10 родов ваших виноградов. Очень-очень был впечатлен. И мы в Японии тоже наслаждаем различными виноградами. И поэтому поздравляю вас с хорошим урожаем. Мы так далеко находимся от Республики Мордова, но мы очень-очень сильно думаем о правоте выборов вашей страны. Значит, вы сейчас стремитесь к членству в Европейском Союзе. Это группа стран, которые делают очень большое удаление, большое для этой группировки. Каждый человек, права человека и защита человека очень важна. Для Японии это тоже самая ценность. Поэтому, когда мы слышим, что вы стремитесь к членству, то мы очень крепко поддерживаем ваш выбор.
Я желаю всего доброго для будущего вашей страны, для вас, для ваших детей, для ваших внуков. Еще раз поздравляю с днем фестиваля. Спасибо. Vă mulțumim. De asemenea, cuvânt îi se ofere doamnei Larisa Voloh, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult. Bună ziua, Cimișlia. Bună ziua, oameni buni de la Cimișlia. Zilele acestea discutam cu colegii din Ucraina și ei au remarcat, de fapt nu numai ei, că nouă moldovenilor ne place, dar și știm să organizăm cele mai frumoase sărbători, în special cele în care vrem să punem în valoare munca și ocupațiile oamenilor. Într-adevăr, pentru noi, moldovenii, sărbătorile sunt un prilej frumos de a ne revedea, de a ne bucura, de a cânta și dansa împreună, de a gusta din bucatele tradiționale, dar și de a degusta cele mai bune vinuri. Așa suntem noi, știm să muncim, dar poate știm prea puțin să vorbim despre succesele și realizările noastre. Festivalul de la Cimișlia este locul cel mai potrivit pentru a aduce omagiu nu atât portului, tradiției, cât muncii, hărniciei, dedicației și talentului gospodarilor și gospodinilor, nu doar din partea locului, dar din întreaga Moldovă. Oamenilor care cu adevărat iubesc Moldova, care cred în potențialul ei, în viitorul ei. Iar un viitor luminos, prosper, îl putem construi doar împreună. Împreună în Uniunea Europeană sau împreună cu Uniunea Europeană, alături de toți prietenii noștri, pentru moldoveni sau români, bulgari sau găgăuzi, ucraineni sau ruși, din Cimișlia sau Comrat, din Ștefan Vodă sau Hâncești, din Sângerei sau din Taraclia, înseamnă în primul rând să fii om liber printre oameni liberi. Pacea, prosperitatea, bunăstarea sunt lucrurile pe care ni le dorim în fiecare casă, în fiecare sat, în fiecare oraș, pentru întreaga Moldova. Felicitări organizatorilor, invitaților, dar și participanților. Tuturor vă doresc o zi frumoasă, plină, o sărbătoare minunată aici la noi acasă, la Cimișlia, în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult! Cuvânt se oferă domnului Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia. Bună ziua, onorat prezidium, stimați cetățeni ai orașului Cimișlia, dragi oaspeți din România și din raioanele Republicii Moldova, vreau să vă spun un binevenit aici, în orașul Cimișlia, la acest festival minunat, Festivalul Național al Strugurilor. Mi-a plăcut foarte mult antivorbitorul, domnul Bolea, care a spus că strugurile deja este a patra componentă care va fi lansat pe piața internațională, preponderent în țările Uniunii Europene. Iar după discursul domnului ambasador excelența sa din Japonia, cred că o să ajungă și acolo, pentru că strugurii noștri sunt aproape, se vând în Mongolia. Nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți o zi plină de momente frumoase, să treceți pe la stândurile care cu mult drag au fost amenajate de către producătorii de struguri, să le urăm succes și sunt sigur și cred că actuala guvernare va face tot posibilul pentru a susține producătorii de struguri și a le da posibilitatea în Uniunea Europeană și țările din lumea întreagă să fie vândute și să-i susțină. Doamne ajută tuturor și vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această zi și doar împreună putem face lucruri frumoase. Mulțumim! Vă mulțumim mult și dumneavoastră! Cuvânt se oferă șefului Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, domnul Veaceslav Ursu.
cuvânt se oferă președintelui Asociației Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova, domnul Gheorghe Gaberi. Bună ziua, dragi viticultori, bună ziua oaspeților Festivalului Strugurilor, stimați viceprim-ministri, stimat președinte raionului Cimișlia, 11 ani în urmă, Asociația a venit la conducerea raionului de atunci cu propunerea de a organiza acest festival aici la Cimișlia. Atunci am ales acest loc fiind în centru zonei de producere a strugurilor, când cam distanțele de la Ungheni, Cahul sunt aceleași până aici. De-a lungul acestor ani, 11 ani, 2 din ei nu am avut festivalul datorită pandemiei, însă și atunci am organizat acest festival în plantații, acolo unde zi de zi muncesc viticultorii. Strugurile, într-adevăr, precum s-a menționat astăzi, este un simbol al țării noastre și nu copie doar harta țării care seamănă cu un strugure. Însă este prezent practic în toate domeniile vieții sociale, în cultura noastră, în poezie, în cântic. Și atunci a fost aici, la Cimișlia, scris și primul imnul strugurilor, care a devenit un șlagăr și a fost prezent în multe săli de concerte. Ne pare bine că producerea strugurilor este și un sector al economiei. Avem peste 17.000 de hectare de struguri de masă, de plantații ocupate cu strugurii de masă. Peste 15.000 de familii își asigură existența din veniturile care le obțin de la producerea acestui produs strugurii. Avem acest sector care deja ne-a scos în piața lumii, peste 33 de țări, și dacă se spunea că în Japonia nu au ajuns, a rămas foarte puțin și vor ajunge acolo, fiindcă strugurile moldovenesc deja a traversat oceanul, a fost prezent în piața Statelor Unite, este permanent prezent în țările Golfului Persic, de la Londra și până la București, acolo unde este cea mai mare piață pentru noi, unde anual vindem peste 20.000 de tone, peste tot acest struguri ne prezintă și reprezintă chiar și un ambasador al Republicii Moldova, mai ales strugurii de soiul Moldova, care poartă același nume cu țara și în toate supermarketurile pe unde am fost și când vedem scris Moldova, cumpărătorii în primul rând se gândesc de unde provin acești struguri. Vreau să vă doresc ca astăzi să beneficiați din plin, să vedeți ce au rezultatele au atins viticultorii în acest sezon, foarte dificil, însă acolo unde se implementează tehnologia, acolo unde au fost revăzute sistemele de îngrijire a plantațelor viticole, avem rezultate foarte bune și sperăm că ne vom menține măcar la nivelul anului trecut, atunci când am vândut în exteriorul țării peste 84.000 de tone de struguri de masă. Vreau să treceți neapărat pe la pavilioanele institutului de domeniu care prezintă soiuri noi, care pot prezenta un interes pentru dumneavoastră și în acest schimb de opinii să mergem înainte, fiindcă schimbările climatice ne impun ca să ne alegem domeniul de existență. Producem struguri sau grâu sau altceva. Struguri este un domeniu care ne va permite să ne asigurăm existența, mai ales în regiunea de sud și de centru a Moldovei. Vă doresc succes la toți și vă așteptăm să avem schimburi de idei și acolo unde sunt strugurii lângă noi. Mulțumim! Vă mulțumim mult și dumneavoastră! Dragii noștri, iar acum trecem la decernarea diplomelor de onoare și a premiilor bănești învingătorilor concursului Vița de Aur. Diplomele vor fi oferite de către domnul ministru Vladimir Bolea din numele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Așadar, la categoria Via Anului, locul 1, diplomă de onoare și premiu bănesc, se acordă societății cu răspundere limitată Via Noastră. Vă invităm în scenă! Diplomă de onoare și premiu bănesc, locul 2, se acordă societății cu răspundere limitată de Lacos Group. Vă invităm în scenă!
echipă de onoare și premiul Bănesc. Locul 3 se acordă companiei Basan Agro. Vă așteptăm în scenă. Diplomă de onoare la categoria Viticultorul Anului se acordă domnului Dimitri Mihov, Societatea cu răspundere limitată Terra Vitis. Diplomă de onoare și premiu Bănesc. Diplomă de onoare la categoria Cel mai bun producător de struguri pentru masă se acordă Societății cu răspundere limitată Via Noastră. Diplomă de onoare și premiu Bănesc. De onoare și premiu Bănesc la categoria Cel mai bun tânăr producător de struguri pentru masă se acordă Bivol Adriana. Diplomă de onoare și premiu Bănesc la categoria Cel mai bun exportator de struguri pentru masă se acordă întreprinderii Fruct Bio Impex. Diplomă și premiu Bănesc. Diplomă și de onoare și premiu Bănesc pentru promotorul strugurilor pentru masă pe piața locală se acordă Societății cu răspundere limitată Octrom, conducător Octavian Curjos. Diplomă și premiu Bănesc. Vă mulțumim! Eu aș vrea, că mi-a trecut și tusa, eu aș vrea să spun o chestie despre noi și calitatea produselor noastre. Mulțumesc, cetățeni, eu sunt din sudul Republicii Moldova, din Karabetovka, un sat de aici, 10 km de aici, sat care era pe timpuri vitivinicol. Noi, românii basarabeni, avem o modificare genetică a ADN-ului nostru. Vița de vie este o parte componentă a esenței noastre de oameni și din acest considerent, noi avem așa mare succes la producerea de producție vitivinicolă, pentru că în fiecare sticlă de vin, în fiecare gură băută de vinul ăla, este o părticică din sufletul nostru, a fiecărui cetățean din Republica Moldova. Și am mai spus odată, și atunci când noi producem vinul, noi ne-am învățat să ambălăm soarele. Și în fiecare sticlă de vin este o părticică de soare și suflet a poporului nostru. La fel, același lucru se reflectă și atunci când producem struguri de masă. Uitați-vă la strugurii care aveți aici prin preajmă. În fiecare dintre el este o părticică din sufletul viticultorului. Pentru că numai noi vorbim despre struguri și despre vița de vie ca cum ar fi vie. Numai în Moldova vița de vie când este curățată plânge, numai la noi vinul răsuflă, numai la noi el are componente de ceva viu. Așa și este. Și din acest considerent, și anume din acest lucru și din acest motiv, strugurii din Republica Moldova, pruna, mărul, nucile din Moldova și tot pe ce a pus mâna română basarabean este atât de apreciat peste tot. Peste tot este o părticică din suflet. La mulți ani vouă tuturor, felicitări tuturor viticultorilor. Ne închinăm în fața voastră și muncii care voi depuneți. Vă mulțumim mult!
Dragi oaspeți invitați, vreau să menționez că la eveniment Festivalul Național al Strugurelui, ediția cu numărul 9, aici în orașul Cimișlia, ne onorează cu prezența prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Dorin Recean. Vă mulțumim mult că ne sunteți alături la acest eveniment astăzi. Mulți stimate oficialități, oaspeți invitați, vă rugăm să vă retrageți din scenă pentru a merge și a vizita standurile târgurilor de specialitate de comercializare a strugurilor, fertilizanți și utilaje pentru sectorul viticol, artizanat, gastronomie și produsele fabricate în Moldova. Totodată se anunță și concursurile Cel mai delicios strugure, cea mai bună prezentare a producătorilor de struguri și, desigur, strugurile gigant. Vă mulțumim și vă dorim mult succes!